Apropo de intimitățile astea, că te mai prindea noaptea alergat prin cartierele bucureștene. Erau mai rău atunci sau într-adevăr atunci erau și rezultate, însă atunci dacă erai pe locul 2 nu mai erau rezultate. Acum ești pe ultimul loc. E o diferență colosală. Da, dar și așteptările erau imense. Suporterii sunt acționari astăzi. Și pe cine să alergem? Nici n-au pe cine să alerge. Păi tu ai alergat pe cineva? Adică pe bune acum, ei sunt conștienți, vor să salveze într-un fel clubul, știu situația. În momentul când deja ești, probabil știi, deci te aștepți la anumite lucruri. Adică ești asta e drama, nu... să vrei tu suporteri, chiar care, de acum suporterii sunt acționari la Dinamo, asta e realitatea. Corect. Și fac lucruri și să ceri direct. Să vrei și tu să alergi un fotbalist sincer așa prin București. Să pui și să tine și paropotante au alergat atunci, în noaptea aia, sau mai erați? Pe tine? Tu erai. Dar ce le făcusei? Nu, a fost chestia după. Eu nu mai mi-aduc aminte, uite, țin minte. Chestia... Erai destul bine, de speriat. Bine, dar nu e prima oară când nu puteam ieși în oraș. Că în momentul când perdeam un meci important și eram acolo la titlu, noi weekendul ăla stăteați nu prea ieșeam, da, nu prea ieșeam nici măcar. A, și cum, era cu, te-au și prins în oraș și te-au, că erai nu, în oraș. Nu, a fost, venisem de la meci, eu am fost accidentat pe perioada aia atunci cu scandalul ăla, așa, trecuse vreo 6 luni de zile. Fusese meciul, am fost mă la rezervă atunci pentru că de-abia am revenit cu piciorul. A fost meciul cu Brașov în care, știu cum, erau vreo 2-3 etape și noi eram la titlu și ne-au dat acasă. Da, vestitul meci cu Borcea pe marginea terenului când făcea pe cred la tribuna că, la a doua. Meciul ăla, da, și așa, și îți dai seama, supărați, probabil m-au luat pe mine că din cauza faptului că și-au adus aminte. Cristi, și cum e să trăiești cu presiunea asta? Joci la un club atât de mare din centrul orașului, te bați la titlu, și nu poți să ieși în oraș să te bucuri. Adică, cumva, e și o frustrare, nu? E o chestie, te simți cum... Cum te simți? Te referi la genul că nu putem ieși și nu ne putem... Da, să ieși cu teamă la mall cu o fată sau să ieși la film. Bă, nu știu. Așa erau vremurile așa atunci, erau vremurile, acum nu Excelom mai... Așa, bă, și cum acum, trăiai că tu? Sunt și în alte țări situații de genul ăsta. Un tânăr, erai un puș la vremea da, respectivă. Dar uite, ne-a călit chestia asta. Cum se trăia? N-avea nici Netflix. Cum se trăiască? Păi tu știi cum fugea? Fugea bine el, de felul lui fugea bine. Era greu să-l prindă unul din peluză, chiar dacă era. Știu, Cătălin, dar serios vorbim. Uite că ne spune FCH Florin, mereu are replici foarte bune, nu rezist să nu le ce. Neicuțescu e atât de gras încât nici nu ar fugi. Urât. Dar Cristi vine și ne spune că asta este foarte interesant. Păi nici nu au pe cine să alerge acum. Că nu au așteptări păi, de la ei. Nu au așteptări deci... de la ei acum. Adică ei știu valoarea lotului și ei încearcă să rezolve alte probleme, probabil. Cu spaniolii, cu tot ceea ce se întâmplă, stadionul. Da, dar în timpul ăsta se scurg etapele, Cristi. Aici e drama, de și fapt. Și tu ai căzut pe asta joacă cu Chindia. Nu cred că... Bine, e un meci dificil în seara asta. Nu cred că se așteaptă nimeni ca Dinamo... Se întâmplă ceva, nici nu vreau să pomenesc. Au avut cu Clinceniu meci, au luat bătaie. Clinceniu care era acolo, avea 4 puncte adunate. A spus Mircea Rednic acum că a fost bine că Clinceniu a bătut Craiova, că în felul ăsta i-a ținut și pe Craiova acolo. Adică situația... Au fost și câteva meciuri care, din punctul meu de vedere, au avut și ghinion. Au fost pe muchie, într-adevăr. Adică, da, cu Rapid, cel mai bun meci făcut de Dinamo sezonul ăsta a fost cu Rapid. Și cu UTA la fel. Adică UTA, da, cu UTA când joci cu om în plus atâta timp, nu ai voie să vină ăla de la două goluri adversarul să... Nu ai voie, adică e și o problemă de antrenor aici, din punctul meu de vedere. Și ghinion, clar, pentru că îi degajează Stelianu Filip în bazon adversarul, iar mingea sare la atacant. Și s-a dus perfect. În ultima fază. Bun, deci, hai să căutăm totuși. Ai 2-3 jucători pe care poți să evidențiezi la Dinamo în momentul ăsta? Bă, sunt jucători. Gândește că nici Torje, nici Matei, nici Filip. E foarte greu să joci în momentul când nu ai calitate nici lângă tine. Adică poți să aduci pe oricine acum. Adică trebuie să iei pe unul lângă tine care să te ajute, care exact ce să ne spunea te și Florin Bratu. E foarte dificil, exact. Înțelegi, să joci acum. Nu poți să răsari tu așa dintr-o, că nu suntem jucători care să ne evidențiem să decidem meciuri singuri. Că poți să aduci pe oricine acum, spun din punctul meu de vedere, adică eu ceea ce văd. E foarte... Nu știu dacă ați mai văzut în campionatul românesc un jucător care îți decide să știi că e un jucător important și poate decide meciul. Zim tu mie un jucător care are niște calități extraordinare, în care se poate să-ți facă o fază, în care decizi de singur meciul dintr-o fază care nu s-a așteptat nimeni la nimic. Poate doar Carambol, ceva rămâne în care de obicei punem întrebările, e o întrebare. Care e rezervă? Da, Ginescu? Da, Budescu? Un sclipitor, dar e greu, e așa în vârstă. Vrei să zici pe aia cu Tom Veronele? Nu mai sunt jucători. Când, uite, înainte erau multe echipe în care erau
4-5 jucători care se putea decide un meci. Adică mă refer la noi în echipă. E adevărat. Înțelegi? Era un Niculescu, era un Danciu care nu știi de unde apare prin care eu. Era un Bratu care, bineînțeles, avea viteză. Pe viteză aia, și de cu și pleca de lângă. Aveai un prim care se trezea, făcea cât un meci. Da, adică te lua, te întorci. Iani Zicu, care apărea în fața porții uluitor și te dribla. Nu mai din engleză, adică erau jucători. Cătălin Munteanu, nu mai zic. Vrei să zic eu încă unul, prieten cu voi foarte bun, Osman Îndoie. Și pe poziția aia venea și îți făcea diferența în multe meciuri pe care le avea și... Nu contează, dar te ajuta la mijloc foarte mult, alerga mult, recupera, făcea pressing. Pe tu te uiți acum, m-am uitat la ce meci, că i-am auzit și păi declarând, vrei să spun ceva, intră și frica aia în tine, automat. Păi pressing în terenul advers, mă refer aici la în careu adversarilor, a făcut pressing Torje, n-a putut să recupereze mingea. Și de aici, de la 80 de metri de poarta noastră, a fost gol. Adică s-a ajuns mingea să treacă, dă mijlocașii centrali, dă fundașii centrali și să iasă față de gol. Și nu e prima oară, că nu e primul meci când se întâmplă chestia asta. Da, 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 foarte bine. Că ei au și spus în momentul respectiv, că am mai auzit pe la declarații și vă și simt, bă, ne frică să pierdem, să se întâmple ceva pe la 80 de metri de poarta, în 70 de metri, cam frica mie. Că se întâmplă ori bară, ori ceva, vreo fază periculoasă. Adică nu vine nimeni să ajute sau să rupă jocul când trebuie. Adică sunt multe chestii. Orice mi-ai spune, Cristi, este și lipsă de valoare. Orice mi-ai spune, Dinamo a ajuns în momentul de față. Asta spune și el că l-am întrebat un nume și practic nu mi-a dat niciun nume. Mă așteptam să spui, nu știu, Sorescu sau... Bă, da, e un jucător interesant, dar na, ca să fii interesant, să poți să te transferi, mie, Victor mi-a zis așa și cu Giovanni. Bă, dacă vrei să te transferi, un sezon trebuie să joci bine. Când te simți tu că ești puțin, că poți intri și pe o pantă mai... Două, trei meciuri înțelegi? Să mai cazi, da. Dar are două, trei meciuri să nu se vadă. Adică să fii nota echipei... Să nu fii mai slab decât... Să nu fii, să greșești grav, să joci foarte prost. Adică să ieși în evidență foarte mult că joci prost. Când simți tu că ești într-o perioadă mai așa și că nu-ți iese jocul, să te dai într-un fel să fii cât de cât în nota echipei. Adică să... Ai câștigat meciul 1-0, să nu ești negativ în evidență. Da. Dar să nu s-a întâmplat problema partea ta. Că acum că eu am problema mea cu Mircea Reni, care a adus ultimul titlu, să nu fie antrenorul care va aduce prima retrogradare. Să nu fie, să dea Dumnezeu să nu se întâmple treaba asta. Bă. Vreau să-mi răspund sincer la o întrebare. Ți-aduce aminte de un meci? Știu că ți-e frică. El are în desagă niște de-astea. Știi de ce? Hai că vreau să explic că ce am eu cu Mircea Rednic și de unde am fost eu super dezamăgit de Mircea Rednic. Am fost fan, adică era omul care a adus titlul la Dinamo. Și Cătălin cu antrenor, nu i-am mai certat și cu neam mingea. Bineînțeles, v-ați certat, că asta vreau să spun. Ne-am și certat, avem un meci cu CFR Cluj.